probabil că astăzi vom fi într-un număr mai micuț, datorită mai multor împrejurări care sunt. În primul rând, fratele Bălănean Dionisie de la Zalău și-a sfârșit alergarea pe acest pământ. Astăzi e mormântarea lui. A fost, vă spun, pentru mine cel puțin un exemplu de credință. Cu toată suferința care a avut-o, care l-ați cunoscut, cu boala lui care a avut-o, oricând îl întrebai ce faci, bine. Deci avea o credință extraordinar de mare. În toate împrejurările și sincer, să vedea pe chipul lui. Nu murmura, nu, ca și noi de multe ori când orice avem, începem să murmurăm sau să... Și chiar este un îndemn, zice, uitați-vă la sfârșitul lor de vețuire și urmați-le credința. Deci sunt și au fost frați întotdeauna, cel puțin și eu am prins câțiva care au fost niște frați deosebit, care astăzi nu mai sunt între noi și au încercat, s-au străduit până la sfârșitul vieții lor să fie credincioși, atât Domnului cât și fraților. Și noi știm că Dumnezeu întotdeauna a avut oameni credincioși care au fost și serioși în toate punctele de vedere. Vom începe programul din ziua de astăzi, laudând pe Domnul, și am vrea să citesc câteva versete și după aia vom cânta o cântare și ne vom ruga prin fratele Alin. Psalmul 121 zice așa, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, ceea ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua și nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum până în veac. Și mai citesc un verset din Psalmul 122, mă bucur când se zice, haidem la casa Domnului. Aceste cuvinte trebuie să fie foarte bine întipărite în mintea noastră, chiar ca și încredere, să avem necondiționat încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât, cum am spus, de multe ori suntem foarte imperfecți, avem tot felul de slăbiciuni. Dacă Domnul mă va ajuta astăzi, pentru că la sfârșitul adunării voi spune în legătură cu mine ce am hotărât, am luat niște hotărâri după mai multe analize și dacă gândurile care de mult tot vreau să vă arăt în fața voastră, să le aduc, astăzi dacă Domnul mă va ajuta, vreau să le aduc. Dar, un lucru încă vă doresc din toată inima. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta e una din bazele credinței mele. Iisus Hristos. E frumos să vorbim în aceste zile de Domnul nostru Iisus Hristos, învierea sa. Ce ziceți voi, fraților? Eu am fost crescut la țară. Și cu, mai ales cu prilejul sărbătorilor de Paște, zicea, Hristos a înviat. Oare e greșit să zicem noi asta decât servus, ceau, nu știu câte saluturi sunt destea moderne. Eu nu cred că e greșit să zicem așa, ai fraților, mai ales frați, ce ziceți? E greșit să recunoaștem, să zicem din toată inima, Hristos a înviat. Dar nu ciocnind ouă sau alte lucruri. Într-adevăr, dintr-o inimă sinceră, și crede lucrul ăsta, nu? Păi de ce să nu-l mărturisim? Și mai era încă o salutare frumos, dar nu mai zice nimeni. Poate pe la țară și merg rar acolo, nu. Lăudăm pe Iisus. Deci, era... Deci, oamenii în viața lor aveau pe Hristos. Indiferent ce religie sau ce-o fost. Acum v-am spus și saluturile, toate merg așa, că așa e, nu știu, omul îndreptat către un lucru care n-ar vrea să-l pomenesc. Aici ai o explicație. Vă implorăm, fraților, deoarece apreciați speranța glorioasă pusă înaintea voastră în Evanghelie, să nu dați atenție spiritelor amăgitoare și doctrinelor, aici scrie demonilor, când e luat din Timotei, așa cum le numește Apostolul în 1 Timotei 4:1. Citiți acolo să vedeți ce scrie. Și cu consecvență, în scop,
să vă dedicați acestui unic lucru la care sunteți chemați și pe care sunteți privilegiați să-l faceți ca membri în perspectiva acestei preoții regale. Niciodată să nu uităm că suntem un popor special, nu cu scop, zic eu de la mine, aceste lucruri de mândrie, să ne credem că noi suntem cineva. Dar ca popor ales al lui Dumnezeu, acel popor e un popor special, care Dumnezeu l-a ales și l-a alege. Și lucrează cu acei oameni credincioși de care vorbeam chiar înainte. Așa? Popor special, separat de marele corp al creștinilor nominali, ca și de lume, având speranțe, scopuri și ambiții mai înalte și fiind favorizați cu o pătrundere mai clară în lucrurile atunci ale lui Dumnezeu. După ce am fost chemat din întunericul care am fost înainte, la lumina sa minunată. Și dacă astăzi suntem separați de lume și de creștinii care se împărtășesc în mare parte de spiritul lumii, să nu ne mire dacă îi găsim pe toți în dezarmonie cu noi și fie ne ignoră, fie ni se opun. Sunt niște gânduri frumoase care le-am citit dimineață și azi zice ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți, nu numai cei prezenți aici, mai ales pe cei care sunt în suferință, în durere, în cazuri, de toate felurile. Poate fi suferință atât spirituale, cât și trupești. Dorim ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Nelu, care ne va servi la prima oră, să-i dea Domnul putere și înțelepciune să vestească drept cuvântul Evangheliei sale și la noi să ascultăm cu atenție și să magazinăm în mintea și în inima noastră. Prin cântarea 232 și fratele Alin ne va conduce în rugăciune. Domnul să vă binecuvânteze. Astăzi, Sfinte, și mai mult.
cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, așa ne se punem în mintea și inima noastră, voia Ta, așa Duhul Tău ce Sfânt este adunarea noastră, care putem să avem putere și să punem în practică în fiecare zi voia Ta, să putem să ne câștigăm viața de apoi, să intrăm în Împărăția Ta, stând în picioare și nu am plecat. Te rugăm, Doamne, cu toți copiii Tăi de pe interiorul pământ, ajută pe fiecare în parte să facă voia Ta, să fie mai bun și mai corect, ca toată lumea să fie mai bună, ca la venirea Domnului Iisus cu toții să fie mai corect și mai bun și să putem să intrăm în Împărăția Ta. Tată, îți mulțumim pentru fiecare clipă a vieții noastre și te rugăm mai departe să fii scutul și pada noastră. Îți mulțumim că ai lăsat Pământul Tău Fiu ca pedeapsă pentru care pe întreaga omenire și ne avem șansa la viață. Asta să fie slava, în numele Domnului să asculte, îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Iubiți frați și iubite surori, mulțumiri fi adusă lui Dumnezeu care prin îndurarea Sa ne-a născut din nou, zice Apostolul Petru, la o nădejde vie. Dar de ce scrie Apostolul așa? Ne-a născut din nou la o nădejde vie. Vă aduceți aminte că scrie Apostolul Petru. Petru avea și el o nădejde. Și apostolii la fel. Că el va stabili regatul lui Israel. Și ei vor fi pe acoare, pe aproape, lângă el. Vă aduceți aminte, mama fiilor lui Zebedei, cum punea problema. Aș vrea ca acești doi fii ai mei, unul să fie la dreapta și altul la stânga. Când vei stabili împărăția. Iubiți frați, dacă suntem așa cum numesc creștinii în general, că asta este ziua învierii Domnului Iisus. Și n-aș vrea să fiu răutăcios, pun întrebări, ca să fim cu totul aici. Catolicii au avut învierea mai devreme, ortodoxii mai târziu, oare când o fi înviat? Când lucram la servici, ateii aveau obiceiul de Paști, când intrau în atelier strigau, Hristos o învia la unguri. Și când vine Paștele românilor, zicea, Hristos o învia la români. În mod ironic. Știm că Iisus a murit o singură dată, s-a născut o singură dată, și-a înviat o singură dată. Și la același timp putem, dacă avem busola bine reglată, să găsim când e învierea, în mod real. În mod real putem să găsim. Dar dacă busola nu e reglată, atunci avem reglată după ortodoxi, alta după catolici și așa merge. Oare unde s-o încurcat drumurile. Că undeva s-au încurcat. Dragii noștri, sărbătoarea Paștelor a fost din an în an hotărâtă de Dumnezeu la evrei. Când Iisus a fost pe pământ, a respectat acel timp. Și El personal a dorit să mănânce Paștele împreună cu ucenicii în 14 Nisan. Așa cum era prevăzut în lege. Iisus n-a tăiat din legea mozaică nimic. Măcar că a fost învinuit, dar n-a fost adevărat. Și atunci, când a sosit Paștele evreilor, Iisus a prăznuit Paștele și după aceea, a doua zi dimineață, a fost judecat la moarte și după masă a pus pe cruce. Aceasta după timpul nostru, acum s-a potrivit exact cum a fost la noi. Joia, în 21 aprilie, a fost Paștele noastre, așa cum ne-am sărbat și cred cel mai apropiat de Scriptură. Dacă 21 am sărbat Paștele, sau moartea Domnului mai exact,
Atunci, după a treia zi, în 22, Domnul a fost în mormânt, în 23 și în 24 Domnul a înviat. Cam azi e o săptămână. Da? Așa era corect. Dacă cineva nu are pusură bună, le ține cum știi. Sigur că nu putem spune că e mare păcat, că nu se vează până la timp. Dar de ce îți eu răutăcios, spunea cineva, că îmi place să îi arăt câte pete are pe față unul sau celălalt? Știți de ce? Apostolul Pavel spunea lui Timotei, 1 Timotei 3:15, se poate afișa dacă vreți, că n-am să-l citesc, numai să-l amintesc, partea din urma a versetului este că biserica Dumnezeului Celui Viu, care e stâlp și temelia adevărului, cei ce doresc să facă parte din această biserică, ei trebuie să cunoască adevărul, să țină la adevăr și să-l vestească adevărul. Dacă cineva încruntă fruntea pentru că aude ceva ce nu-i place și nu potrivește cu tradiția lui, asta e altceva. Apostolul Pavel în Tesaloniceni ne spune ceva și apoi o să trec la subiectul învierii. În 1 Tesaloniceni 2:3-4. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Dacă am spirit de răutăcios și vorbesc din spiritul acela, n-am făcut nimic. Dar dacă din iubire încercăm să vorbim adevărul pentru cei ce au urechi de auzit, că în general mulți predicatori, pastori, preoți știu aceste lucruri, le citesc, dar țin la tradiție mai mult ca la adevăr. Aici e problema mare. Nu vor să schimbe. Măcar că citesc, dar nici nu fac o analiză. Și am spus că o să încerc în scurt să arăt unde e problema. Dacă Paștele nu-s ținute la timp, atunci nici învierea nu-i la timp. Și unii creștini au separat sărbătoarea morții Domnului, care îi zic Paște, de cina Domnului. Și atunci Paștele se bată pe an, cândva, când pică la ortodox sau la catolici, și cina-i când vrem. Când vrem. Fie o dată pe lună, fie săptămânal, fie lunar, trimestrial. Aici e problema. Le-au separat și Biblia nu a făcut asta. Și nici primii creștini. Primii creștini au știut. Acum a sosit Paștele evrești, îi cina de amintire a morții Domnului. Și Pavel foarte frumos punctează și spune: ce am primit? Am primit de la Domnul, că în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Nu oricât. Sigur că unii oameni se uită la anumite texte din Scriptură și găsește o chichiță pe aici, că se sagheze de aici, să spune: oh, ori de câte ori faceți asta? Asta e ori de câte ori, până când vine Domnul. În 2000 de ani, sigur că o facem multe ori. Dar nu este corect, spun deschis, curat, chiar dacă se supără cineva, să schimb ce-o lăsat Dumnezeu regulă și disciplină. Cum am zis, dar nu vreau eu să spun că din asta cineva își pierde viața. Oamenii lui Dumnezeu încă din vechime au fost oameni care au ținut la principii. Unii au putut trăi lângă împărat și să facă fapte bune. Cum a fost Obadia. Vă aduceți aminte.
Obadea a ascuns 100 de proroci, 50 într-o peșteră, 50 în cealaltă, în timp ce Ilie trebuia să fie primit. De ce? Că nu știu trăi așa ca și Obadea. Aici e problema. Și noi i-am cântărit azi pe Obadea și pe Ilie am spune, măi Ilie, mă. Pentru 5-6 intervenții asupra împăratului, tu stai pe pustie, te ascunzi pe lângă pârâul Chirit și nu știu pe unde și faci asta. Dar uite, Obadea a făcut o treabă care o poți cântări foarte bine. 100 de oameni să-i păzești tu și să nu-i găsească împărăteasa, să-i omoare. Și să le dai mâncare și apă. Asta e o treabă, dar ce faci tu 3 intervenții, 4? Și totuși Ilie e profetul lui Dumnezeu. De ce? M-a ținut la ce i-a spus Dumnezeu. Am spus-o aceasta pentru a încuraja pe toți acei ce iubesc adevărul și vor să-l apere cu tot ce pot și știu. Sigur că nu cu mine, nu cu ceartă, nu cu scuie de ceartă. Și acum, haideți să vorbim puțin despre învierea Domnului Iisus. Chiar dacă nu e la timpul potrivit, totuși merită să analizăm. Așa cum a fost de important moartea Domnului, tot așa este de important că Iisus a înviat. Dacă Iisus n-ar fi înviat, cum zice Apostolul, credința voastră ar fi zadarnică. Și voi ați fi rămas în păcatele voastre. Dar faptul că Iisus Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat și stă la Tatăl, pentru noi o speranță minunată. Pentru noi este o mângâiere că într-o zi vom fi răsplătiți și vom fi împreună cu El, dacă vom rămâne credincioși. Citim în Ioan, în Evanghelie de la capitolul 20 și în Luca 24. Ce am vrut să amintesc? Cine citește în fugă Evangheliile, nu observă. Cine citește mai atent, observă că, de exemplu, în Ioan zice că Maria Magdalena a fost prima la mormântul Domnului. În Luca zice că mai multe femei. Și mi-e interesat să povestea. Nu vezi că nu e nici Biblia tocmai cum trebuie. Fapt că cei ce au scris Evangheliile și Noul Testament n-au consemnat exact la momentul când s-au petrecut lucrurile. Unii le-au scris târziu de tot, cum a fost Ioan. Oricum, firul important roșu este că Iisus a înviat. Cu doi îngeri la capul Domnului și unul la picioare, la mormânt, că a fost unul. Cu vă mai multe femei, cu fost una, eu am găsit rațiune. S-au dus mai multe femei, au văzut că mormântul sol, ele au plecat, celelalte, dar Maria Magdalena a rămas surprins. Și uite că se împacă cele două evanghelii. Fără nicio problemă. Ea a plâns, insistent, pentru că a văzut că a dispărut Domnul. Femeile s-au dus cu scopul să-l mai ungă încă o dată. Sigur că obiceiul în Israel nu era pe vremea aceea ca și la noi. Pui acolo 2 metri de pământ pe el. Pe cum să-l mai mânci? Ei pune, bagă-l ca și el într-o cript acolo, o tras o lestie de piatră pe el și e bine. Și o zis, nu, o trage la o parte piatra, l-o munge și o mai dovedim cu o dată că l-am iubit. Că am ținut pe el. Lucru foarte important. Observăm, Maria l-a uns și când a fost viu și l-a uns și când a fost mort. S-a dus să-l ungă. Ai zis ceva? Nu, mă gândeam că Maria Magdalena s-a dus. Da, Maria Magdalena. N-am specificat, mulțumesc. E corect. Maria Magdalena. În Ioan așa aflăm scris în 20 că Maria Magdalena. Nu știu dacă l-am spus, dar au fost și alte femei, zice, în Luca. Dar cred că finalul a fost acesta, că Maria Magdalena a rămas lângă mormânt. Chiar dacă a fost gol, a rămas acolo și a plâns.
Când după ce a plâns, i s-a arătat grădinarul și a vorbit cu ea. Ce interesant. Grădinarul. Așa, e grădinarul. De ce plânge? Păi l-a luat pe domnul meu de aici și nu știu unde l-au pus. M-aș duce să-l caut, să-l iau. Dacă m-a încurcat pe cineva aici. Aș vrea să-l am și mort. Da, dragii mei? Și atunci Domnul îi se descopere și haideți să citesc, e tare frumos. Îmi place, totdeauna citesc cu drag că e nimic. Săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat și a spus lui Simon Petru, mai în jos scrie în versetul 11, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și în versetul 13, femeia i-a zis ei, îngerii, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia i-a zis, Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, să mă duc să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în evreaște, rabuni, adică învățătorul. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Se pare că femeile s-au dus împreună și au anunțat la mormânt și Maria Magdalena a rămas mai mult acolo. Petru și Ioan au fugit și ei la mormânt. Sigur că întâmplarea de acolo, întâmplarea respectivă, ne uităm cum s-au derulat lucrurile, dar ce este foarte important, că Maria nu-L cunoaște pe Iisus. De ce? De ce nu L-a cunoscut? După fizionomie, care... Cât a trecut? De când a murit? 3 zile. Și nu-L cunoaște. De ce nu-L cunoaște? Așa a trebuit să nu-L cunoaște. Sigur că da. Ce învățăm de aici noi? Apostolul Petru ne explică. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh sau în spirit. Nu mai era carnea, trupul acela de carne care a fost. Domnul după înviere declară, datu mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Ce învățăm de aici? Covință spirituală. Chiar și un înger. Dar Iisus era mult deasupra lor. Se prezintă la Avram. Și ce avem scris? Că Avram primește musafirii, pregătește o mâncare bună, taie vițelul și se bucură împreună. Și abia pe când să se ducă îi spun ce au de gând, abia atunci îmi dă Avram seama că o găzdui fără să știe pe îngeri. Adică îngerul s-a putut face om să povestească cu Avram și să și mănânce cu Avram. Oare Iisus, care era mult deasupra îngerilor, n-a putut să ia corp omenesc
ca și grădinar, dar a putut și să intre cu ușile încuiate când apostolii erau adunați. De ce? Ființă spirituală. Odată ce e ființă spirituală, el nu mai era acum un corp uman, pământesc. Abia aici putem spune că Iisus era ființă glorioasă, spirituală, nu câtă vreme a fost pe pământ, cum auzim pe unii creștini, că a fost și om și Dumnezeu. Și când au vrut, au făcut câte o minune, când nu, i-a fost și lui Set, i-a fost și el obosit și așa. Alte falsuri. Iisus a fost om câtă vreme a trăit aici pe acest pământ. Trebuie să spunem curat acest lucru. E o învățătură cu totul falsă a crede că Iisus a fost și om și ființă spirituală câtă vreme a trăit pe pământ. Nu. El a fost numai om. Omul Iisus Hristos. El a înviat și asta dovedesc că nici apostolii nu l-au recunoscut. Citim în Luca, în capitolul 24, de la 13, că cei doi, Cleopa și Chifa, nu, Luca, cred că pe a doilea nu-i dă numele, de fapt, numai din fapte bănuim că e același. Dar de Cleopa spune clar, au mers spre Emaus. Și mergând pe drum, povestesc între ei, că uite, Iisus, cu toate că am gândit că El va fi regele lui Israel și că va stabili regatul lui Dumnezeu, e mort. Și un străin se apropie de ei și începe să intre în vorbă cu ei. Și îi sar în gât că îl întâlnesc pe Iisus. Nu. Nu știu cine este. Nu știu. Și Iisus povestește și merg pe drum împreună și nu știu. Și învățăm ceva frumos și de acolo. Nu vorbim nici de politică, nici de sport, nici de alte lucruri, vorbit lucrurile lui Dumnezeu. Dacă cei doi povesteau de altceva, Iisus nu merea cu ei. Lăsa. Dar au povestit tocmai despre întâmplarea care s-a petrecut în zilele acelea. Și Domnul chiar întreabă, despre ce povestiți? Păi tu singurul străin ești aici în zona noastră care nu știi? Un om deosebit a fost Iisus din Nazaret. Făcea semne, minuni. Predica special, nimeni nu predica ca și el. Și mai marii noștri l-au prins, l-au omorât și-i mort. Și noi trăgeam nădejde că ăsta predica regele lui Israel. Ne-a eliberat de romani. Dar toate astea că am așteptat, așteptările noastre nu au fost bune, el e mort. De 30. Păi nu spun niște femei că au avut ceva de tine, de îngeri, că arhimia, dar... Dar mort. Da, dragii mei. Și atunci Iisus nu spune, băi, dar eu să. De ce nu le-a spus direct? Ne-a învățat pe noi. I-a trimis la profeții. N-ați citit în psalmi, n-ați citit în profeții. Că Iisus când vine prima dată, nu zice prima dată, asta o spun eu, când vine, El vine ca răscumpărător, El vine ca să sufere, ca să moară pentru noi. Și abia apoi El intră în slavă. Sigur că asta a fost enigma poporului evreu. Nu au putut pricepe. Ei citeau Scripturile când Iisus va domni Mesia, și Scripturile mai puțin erau atenți că El vine să sufere. Și tot așteptau Scripturile alea să împlinească, care de fapt erau după ce trece cursul Evangheliei. Așa că și cei doi îi spun lui Iisus și Iisus începe să le arate Scripturile. Că Iisus trebuia să vină să moară întâi și apoi să învieze.
când ajung în Emaus, Iisus se face că merg mai înainte. N-o știu de el unde ajung? N-o știu. N-o știu. Și când ajung acolo, trebuie să meargă mai înainte, auzi străină. Rămâi cu noi. Uite, e seara, e târziu, rămâi cu noi. Ai cinezi cu noi, dormi și ne mai povestești, ne place cu noi. Pare că spui ca Iisus și tu. Hai, rămâi cu noi. Și Iisus se lasă plecat, intră în casă cu ei. Și când îl servesc, amabil, bucuroși, că au un musafir special ca pe Iisus, că numai Iisus predică așa frumos și explica Scripturile. E pâinea și o frânge Iisus, mulțumește lui Dumnezeu și dispare. Din nou îi învață ceva. Nu-i carne și sânge. E o ființă spirituală care dispare. Și care apare. Și care e aici. Și acum. Este aici. Potrivit cu promisiunea. Unde doi sau trei se adună și el e acolo. Și el e aici. Și știi despre ce vorbim. Și dacă am vorbit altceva și nu despre el, ar trece pe lângă noi și n-ar fi aici. De aceea când ne întâlnim, e bine să povestim despre el, despre Scriptură, despre profeții. Și atunci e acolo Domnul. Așa că n-au stat pe gânduri. În loc să culce, rapid s-au întors înapoi și au mers la Ierusalim. Să le spună la frați că ei s-au întâlnit cu Iisus. Da, dragii mei. Bucuria când te întâlnești cu Domnul, nu ți-o poate lua nimeni. Oricine ce ți-ar spune, oricum te-ar învârti, bucuria aceea rămâne. Și cheltui și faci și te duci fără să ții cont cât te obosești sau ce faci. Aceasta a fost la ei și aceasta este și trebuie să fie și la noi. Haideți să citesc numai un pic din Luca de acolo, din 24, versetul 25 și 26. Am amintit, de fapt, versetele astea, dar vreau să punctez ceva de aici, din versetul 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Dragii mei, am găsit aici ceva. Pentru fiecare din noi, dacă suntem un mădular din corpul acela, dacă suntem și noi măcar o unghie din mădularul acela, din corpul acela, întâi trebuie să suferim ca apoi să intrăm în glorie. Nu putem ajunge în glorie fără să trecem prin probă. Și atunci, dacă probele vin din adunare, acum nu vorbesc, prima dată vorbesc aici în casă, din adunare, ce trebuie să facem? Mă duc acolo unde nu sufăr nimic. Sau mă uit pe internet, că nu am de suferit. Nu, dragi. Aici se formează. Aici se formează poporul lui Dumnezeu. Dacă ne obișnuim să știm trăi împreună, vom fi pregătiți și pentru slujba de viitor. Dacă aici nu suntem pregătiți, nu putem să ajungem acolo împreună cu el. Aici trebuie să răbdăm, aici trebuie să iertăm, aici trebuie să compătimim. Așa cum aminteam ultima dată, cuvintele mele. Am multe de a vă spune, dar ne puteți purta. Dar eu vreau seara asta să le spun tăte. Ori le pot, frate, duce, ori nu le pot. Dar eu le spun tăte astăzi, seara asta. Și mă duc cu bagajul gol acasă, că le-am spus tot ce le-am spus. Și totuși Domnul a zis, nu puteți purta. Noi trebuie să avem măsura aceea a Domnului. Să poate purta sau nu. Sigur că aici va trebui să facem o analiză. Unde Domnul a fost așa de fin
Și unde Domnul a fost dur? Vă aduceți aminte. Știți că a fost și dur? Când i-a scos din templu cu biciul. Cum a fost? Nu a fost tocmai zâmbind. Le-a spus pe față, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. A venit aici să faceți negoț în casă, de rugăciune. Și altă dată, le-a spus altceva. Sigur că partea care am amintit-o, finețea Domnului Iisus a fost în casa credinței. Cu Iuda nici măcar nu i-a spus, mă, ești un trădător, ești un viclean. De ce nu i-a spus? Sigur că ne învață toate. Domnul după înviere s-a arătat din când în când, dar n-a stat mult cu ei de vorbă. Și între cei 11, că Iuda a murit, Toma nu e acolo. Cine știe ce probleme și-a avut el? Nu a fost acolo. Nu-l putem îngâni că poate a avut o problemă în familie, poate că fă descurajat. Nu știu. Nu putem spune nimic. Dacă Scriptura tace, tăcem și noi. Dar e păgubit că Toma nu e acolo. Toți îi spun plin de bucurie, Domnul a înviat, l-am văzut. L-a văzut Maria, l-a văzut cei de la Emaus, l-am văzut noi cei care am fost adunați. Ne-au vorbit, au sosit aici. Tu, Toma, ce spui? Nu cred. Nu cred. Trebuie să văd. Semnul cu el. Și Domnul lasă să se așeze îndoiala lui Toma încă o săptămână. Ce crezi că Toma a fost liniștit în săptămâna aceea? Toma te s-a gândit, mă, oare e drept? Ori nu e drept. Dar Iisus ne-a spus că vor veni mulți mincinoși. Și-or face semne, minuni. Și poate și ăsta, cine știe ce nălucă ce s-a arătat și ăștia repede au crezut. Dar eu nu pot crede oricum. Eu rămân la ce gândesc. Și Domnul n-a zis, dacă așa e de necredincios, Toma, îl pun de o parte, aleg pe altul. După o săptămână, probabil s-o fi și rugat Toma. Doamne, dacă e drept că ai înviat, arată deși la. Și Iisus n-a socotit că Toma are o pretenție prea mare să-i vadă rănile. Că el e corp spiritual, oricum, nu e un corp de carne. Și Iisus o lua corpul de carne. Și a arătat semnele. Nu a fost greu pentru Iisus. Că lui Iisus a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și a luat și corpul ăla. Ca să convingă tot. A crede că Iisus este în prezent în cerul cu un corp cu răni, e greșit, dragi. Greșit. El este într-un corp glorios, atât de minunat, încât Apostolul Pavel, când îl vede în drum spre Emaus, zice că întrecea lumina soarelui. Și când l-a văzut, a căzut ca om. Ca mort jos. Și orbit. Acesta este Iisus al nostru cel înviat. El stă la Tatăl și sigur că acționează pentru așa cum îl găsim în Apocalips. Tare frumos să îl găsim în Apocalips. Că El îi între sfeșnice îmbrăcat în haină lungă de preot și încins. Oare tocmai poartă haină preoțească acolo? Nu. I-a arătat lui Ioan în Patmos că după cum marele preot avea misiunea să stăciune candelile și să tăpună câte un pic de un de lemn la ele, așa face Iisus în toată vârsta Evangheliei. E interesat
pentru toți Sfinții Săi, pentru toate bisericile sale, ca să aibă un delem suficient, ca să poată viețui în armonie cu voința sa. Adică, un delem Spirit Sfânt, sau Duh Sfânt, cum vrem să-L numim. Iisus a mai arătat, citim în Corinteni, în 1 Corinteni 15, de la versul 1 la 8, că s-a arătat la mulți acolo, la vreo 500 de frați, care cei mai mulți sunt în viață, zicea apostolul la timpul acela. Dar unii au adormit. Și el spune aici în capitolul 15 că în cele din urmă mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri, ca unuia care s-a născut înainte de vreme. Nu era vremea să-l vadă în glorie. Dar Pavel l-a văzut înainte de vreme în glorie. Ca o stârpitură care se naște și încă nu e timpul. Sfinților vedea în glorie când termină cursul. Ce vom fi, zice Ioan frumos în epistole, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Nu va fi la asemenea nouă. Mulți creștini așteaptă să vină Iisus în corpul acela cu răni și să apară pe nori și să... Dar Scriptura zice că noi vom fi asemenea Lui. Nu e minunat. Noi vom fi schimbați și vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este și îl vom întâmpina în glorie. Cu care costuri? Cu aia este? Nu. Suntem rezise. Perfecte. Păi nici Ilie nu a reușit să ajungă în cer. Cineva zice, a, mai are o ei pe... Nu știu pe unde. Doar nu vor răpit Ilie la cer? Ba da, Ilie o vor răpi la cer, dar nu a ajuns în cer. Iisus vine mai târziu, după ce Ilie o vor răpit, după o perioadă lungă de timp, și spune, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului. Ilie a fost un tip și de aceea a fost răpit. Să arate cum o să fie dusă biserica în glorie. De aceea, dragii mei, când noi ne uităm în Scriptură, trebuie să avem un delemnul acela special pentru a înțelege. Că Iisus asta și spus către apostoli după ce a înviat. Măi, voi să nu vă duceți de la Ierusalim. E tare necesar să rămâneți în Ierusalim. Până veți fi îmbrăcați cu putere. Zice cu putere? Nu cu o persoană, cu putere. De ce? Puterea poate să fie peste toți de aici. O persoană poate să le iei pe unul sau pe doi, să-l sprijinească. Dar puterea poate să fie împărțită așa cum energia electrică poate să meargă la toți consumatorii. Asta e Duhul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu în Sfinți, care trăiesc ca Iisus, care umblă ca Iisus, care vorbesc ca Iisus. Sigur că ați putea spune, frate vostru, dar de aceea ca Iisus să stare puțin. Poate nu sunt. Și-i drept. Dacă cineva ar fi așa de credincios ca Iisus, nu e aici. Că printre oameni nu este niciunul fără greșeală. Aminteam de Ilie și în epistola lui Iacov zice, și Ilie a fost supus acelor slăbiciuni, ca și noi. Care slăbiciune? O mințit, o înșelat? Nu! Băi, să nu ploaie pe pământ 3 ani și jumătate la rugăciunea ta. Și când te rogi să vină ploaie, vine ploaie. Simt că s-o rugam de 7 ori. Altădată am să vorbesc despre Ilie. Îmi place mult despre el. Și despre Elise. Și de tăți îmi place. Părând aș putea povesti despre toți, că mi-e tare drag. Oamenii lui Dumnezeu.
Și o folosesc Dumnezeu pe fiecare în felul lui, cum o știut că e mai înțelept și mai potrivit. Și aș vrea să punctez, să nu uit, Fapte, capitolul 1, la 9, la 11. Sigur că găsim că Domnul s-a prezentat și la Marea Tiberiadei, când 7 din apostoli se duc să prindă pește. Multă lume îi condamnă, și chiar și frați. Băi, s-a dus să prindă pește și și-a lăsat meseria la care i-a chemat Domnul, pescar de oameni, și s-a dus să prindă pește. Dar eu întreb, când s-a dus să prindă pește? Ziua sau noaptea? Noaptea. La cine să predici noaptea? Dar de ce s-a dus să prindă pește? Cu foc flămânzi. N-au avut bani în conturi. Au fost flămânzi. Și foamea te împinge să mergi să câștigi, să procedezi cumva. Banii erau la Iuda. Banii s-au dus eu, dacă e cerut. Da. Și Domnul îi așteaptă pe țări. Pește fript. Dar nu totdeauna ai Domnul pe țări să dea peștele fript. Căci odată trebuie să pescuiești. Și-o pescui cei 7 toată noaptea și nu-o prind nimic. De ce nu-o prins? În colecție. Deja vă sculați dimineața de vreme și vă culcați seara târziu și mâncați o pâine câștigată cu durere. Dacă nu este binecuvântare, nu-i. Nu-i nimic. Pui banii tăt într-o pungă spartă și cum i-ai pus să te duc. Așa că Iisus îi întreabă, copilaș, ați prins ceva? N-am prins nimic. Toată noaptea. Străinul stă pe țărb și aici. Străinul stă. Că nu știu că e Iisus. Dar ce umiliți au fost ei după o noapte întreagă de trudă, nu prin nimic. Acum un străin le spune după țăr. Mă, aruncați preajma în partea dreaptă. Erau numai un pic mândri, puteau spune. Tu ne dictezi după țăr, unde să aruncăm? Noi am aruncat-o și în dreapta și în stânga, toată noaptea și n-am prins nimic. Tu ne spui după țăr că unde să aruncăm? Eu zic, bă, dacă străinul ăsta ne spune în dreapta, în dreapta o pune. Hai să vedem. Și? Când a văzut minunea, o să stai Domnul, mă, ia, el, mă, nu-l cunoaște după trup, dar el îi. Că așa ceva, numai el a avut obiceiul. Când spune să fac asta și am făcut, automat se întâmplă ceva. Ăsta e Domnul. Cine l-a recunoscut? Ioan. Ăsta e Domnul. Dragii mei, trebuie să avem în viață experiență și să spunem, aici ai dreptul Domnului. Și aici, și acolo. El vrea să ne arate lucrul ăsta. Pot să vă spun o experiență exact cum am citit în Luca. Cei doi, când au mers și l-au ostăluit de Domnul să rămână cu ei. Poate v-am mai spus, nu știu, Toma, sau alții, în Chicago am avut ocazia să vorbesc cu o familie de adventiști care erau acolo la adunare și când frații m-au informat, ziceți români și poate că pot să vorbesc ceva din adevăr cu ei. Dar cei ce m-au dus au spus, nu știu că am fost și nu ne-am înțeles de nicio culoare cu ei. Foarte tare, țin la religia lor. Și m-am dus și sigur că am văzut cum a îndreptat omul să respingă. Cum am intrat în vorbă cu el și l-am zis, auzi, hai să povestim de lucrurile cu care ne înțelegem. Să vedem că avem lucruri comune. Și am spus din profeția lui Daniel. Cele o vreme, două vremi și jumătate, un evrem și altele. Zic, drept de care? Drept. Nu, vezi că avem lucruri comune. Și încă din profeții. Și după ce am povestit câteva lucruri, timpul meu fiind scurt, trebuie să plec. Că eram cu copii, cu mașină, cu ei. Duminica viitoare, dacă vreți, mai putem întâlni. Și am făcut proba dacă lucrul acesta vine de la Domnul și oamenii ăștia mai doresc să le vorbesc, m-or căuta ei pe mine acum. Și să știți că așa a fost.
Așa s-a întâmplat. Duminica viitoare, când o vine pauza, expre, nu m-am dus la Iisus. Nu m-am dus. A zis, dacă lucrul ăsta vine la Domnul, mă căuta ei. Și mă văd pe bătrânică la sfârșitul pauzei, că printre noi pe acolo vin. Frate, o să uita de noi. N-am uitat. M-am dus așa cu drag, că am știut că, uite, aici e textul Domnului, uite. Nu-i numai hostul la lucru. Sigur, când e așa, atunci... Și când ne-am despărțit, o plâns. Ne-am mai întâlnit de câteva ori și la despărțire o plâns, că ne pare rău că nu ne mai vedem. Așa că povesteam despre pescuitul acela minunat. Pe țărm erau pești prinși de Domnul, cu eu prin nu știu și eu și prăjit. Și eu așteptat acolo pește frig. Și-o zis, mă, mai aduceți-mi peștele vostru. Aduceți-l aici. Că e valoros, nu înseamnă că voi, dacă ați pescuit, nu are valoare. Dar puneți lângă ăsta al meu. Când îl pui lângă Domnului, foarte gustoși pește. Foarte bine. Binecuvântarea Domnului cu munca ta aduce binecuvântare și bucurie. Ți se pare că n-ai muncit și i-ai trudit. Așa că eu privesc din unghiul ăla pe cei șapte care s-au dus la pescuit în noaptea aceea. Nu eu cărăsc. Că ziua cred că s-au dus să predice, dar noaptea, dacă nu s-au dus, era îndreptățită pescuirea lor noaptea. De fapt, peștele noaptea se prinde mai bine. Și acum trec la ultima parte din Fapte, capitolul 1, de la 9 la 14, la 11, unde Domnul se întâlnește cu ei și haideți să citesc textul ca să fie mai complet. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în aur. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând. Ce frumos e și aici. Ce corp a avut Domnul când l-a văzut de ei că se duce la cer? Nu corp spiritual, dar s-a arătat să-l vadă, să poată povesti. Dar el le promite că așa are să și vină înapoi. Nu corp natural. Nu. El în corp spiritual s-a dus și în corp spiritual s-a întors. Cine l-a văzut când s-a dus? Apostolii. Apostolii. Nu l-a văzut evrei. Dar pe Ilie, cine l-a văzut când s-a dus la cer? Evrei? Elisei. Nu ne spune nimic asta. Cine crede că va fi întoarcerea Domnului Iisus un fel de spectacol creștește. Pentru sfinți, el vine în secret. Și în secret se duc sfinții, ca și Ilie. În secret se duc sfinții, ca și Ilie. Dragii mei, singur Elisei îl vede. Și fiii prorocilor știu. De ce? Așa lucră Dumnezeu. Noi nu schimbăm Scriptura după noi. Dar trebuie să ne uităm atenți la Scriptură. Că nu se înțelege așa nici ca un roman care vezi și o citești. În secret s-a dus Iisus și în secret se întoarce. Fapt că zice în Apocalips și în alte părți că orice ochi îl va vedea și ei și-l au străpuns. Eu altă latură. Eu am vorbit acum de latura învierii sale și a sfinților care vor fi în viață împreună. În secret.
Timpul ăla s-a dus. Eu mulțumesc Domnului, în primul rând, și vouă. Dacă ceva nu potrivește cu felul de a gândi, eu nu mă supăr. Fiecare e responsabil de ce vorbește. Cine crede și vorbește cum crede, va fi răsplătit. Cine vorbește să placă la Ionică, sau la Hosu, sau la Mihai, primește plata de la ei. Noi vrem să primim plata de la Domnul. Așa că trebuie să fim pe deplin încredințați că tot ce vorbim, dorim să avem aprobarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, ca și noi, ca și apostolii mai de mult, să încercăm să verificăm. Aici ai Domnul? Merge cu noi pe drumul ăsta. Ne explică bine Scriptura. Sau nu? Amin. Amin. Mulțumim Domnului și fratelui Nelu și în mod deosebit Tatălui din Cerul, pentru că și printre noi sunt frați care se străduiesc sincer să împartă cuvântul lui Dumnezeu și sunt sincer să spună concret lucrurile. Și dacă credem ceva care nu-i potrivit, Domnul să ne ierte. Cum a zis fratele meu, nu credem și nu suntem noi îndreptățiți să spunem că cineva va intra în împărăție sau nu. Că noi suntem oameni imperfecți, cu greșeli. Cel puțin eu nu mă pot lăuda cu nimic. Nici în fața lui Dumnezeu, nici în fața voastră. Îmi văd slăbiciunile, îmi văd neputințele, care sunt multe, dar un lucru, cred. Ce este scris pentru mine e așa. Poate să vină o mie, o milion de oameni să spună altceva, exact cum scrie acolo, anatema. Deci, dacă cred ce este scris de cuvântul, în cuvântul lui Dumnezeu. Asta e credința mea. Deci, eu nu, deci, în privința asta, nu vreau. Vreau să mă schimb pe mine. Cu multe lucruri nu am crezut bine ce mi-au spus oamenii. Că am fost trup și suflet învățăturilor și doctrinelor și așa mai departe. Și până când Duhul lui Dumnezeu și-a făcut milă, așa e păcătos cum sunt, să pricep unele lucruri. Și ce este scris sau spus de Domnul, eu acolo nu mai pot altceva. Deci, ce, mai ales ce spune Domnul. Așa va fi, așa se face, așa lucrurile respective. Nu vreau niciodată. Și m-am bucurat de vorbirea fratelui Nelu, datorită că chiar în preajma aceasta s-a întâmplat un eveniment, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. E unul dintre subiecte care copiii lui Dumnezeu ar trebui să-l spună și altora. Exact așa cum a zis fratele Nelu. Cu ce este scris, cu lucrurile arătate de apostoli, mai că și ei au vorbit, cum spune și Pavel, ce vă spun eu, nu omenesc. Îi ceva arătat prin puterea lui Dumnezeu. Și lucrurile astea trebuie să le spune, vă spun fraților, cu durere în suflet, stau cu colegii mei de vorbă și ori nu știu nimic, ori sunt total, nu interesează, zice, lasă-mă cu lucrurile astea, sau cred ceva și atâta sunt indoctrinați în ce cred, de cumva, dar nu trebuie să-i privim cum o zis fratele Nelu, ar trebui cu blândețe, că Domnul Iisus așa a procedat. Cu blândeață, cu milă, cu iubire, dar cu adevărul. Da. Deci, unde spune omule, vezi, fă binele ca să trăiești, sau dacă nu vei face, vei fi pedepsit? Da. Că Dumnezeu nu poate să zică azi da și mâine nu. Nu poate, fraților, oricum vrem, oricum nu. Că Dumnezeu nu face cum zice om oricum. Dar ferice de cel care spune adevărul din inimă. Da. Știți de ce o ales pe unul dintre ucenici? O fost sincer. Și-au spus lucrurile exact cum au crezut și când au crezut și ce-au crezut. Și Domnul, care a putut cerceta inimile, așa e și astăzi, fraților. S-ar putea să fie oameni care vorbesc foarte frumos și foarte diplomatic cuvântul. Da, vorbesc să placă oamenilor, vorbesc să placă să aibă audiență, să strângă mulți și evită să spună adevărul sincer care e cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus, sunt lucrurile minunate care și astăzi, în continuare, Domnul dacă ne va ajuta și credem lucrul acesta, cu cât că nu sunt vrednic. Voi spune niște lucruri în legătură cu mine, deci
mă văd așa de imperfect și de slab de multe ori și am, poate pentru unii, spre pricină de potignire și în partea a doua programului, dacă Domnul mă va ajuta, am discutat și lucrul ăsta, pentru că voi sunteți frață și surorile mele și cred că sunteți frață și Domnului Iisus Hristos. Și vă doresc din toată inima acest lucru ca să ne putem numi printre aceia. Și să privim niște lecții frumoase chiar și din Matei. Și este un lucru acolo care, după subiectul care e astăzi, privim lucrurile așa cum privesc oamenii, nu cum ar trebui să privească cu adevărat copilul Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe mai departe. Cântarea frate Rudi zace rece în mormânt în legătură cu învierea, că chiar mi-a pus o strofă, că am zis că a înviat Domnul și în cântare e chiar cu învierea sa. Și un frate și o soră să mulțumească Domnului, dacă mai sunt și alții, n-ar vrea chiar să numesc acum pe nume, că cred că dorința voastră de a mulțumi Domnului continuă.
Pentru că această dimineață am primit un dar de la tine. La fel cum am primit un dar, iertarea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Este la dreapta ta. Iar noi îți mulțumim pentru promisiunile făcute și pentru nădejdea pe care ai pus-o în inima noastră. Îți mulțumim pentru iertarea de la Golgota. Îți mulțumim că ne-ai pregătit un loc. Îți mulțumim că binecuvântările tale nu s-au sfârșit pentru noi. Și pentru că fiecare clipă pe care o trăim este un dar de mâna ta. Îți mulțumim pentru viețile noastre, pentru cei dragi, pentru mântuire, pentru pace, pentru dragostea cu care ne conjori. Pentru dimineața aceasta extraordinară pe care Tu ne-ai dorit-o. Îți mulțumim pentru că Tu ești Domnul nostru. Avem atât de multe de Tine să-ți mulțumim. Am vrea să Te rugăm să ne ajut să fim credincioși și ascultători. Să ne ajut să fim împlinitori ai Cuvântului Tău. Am vrea să Te rugăm să ne ajut să stăm aproape de Cuvântul Tău și să trăim în viețile noastre. Te rugăm să fii și cu cei dragi ai noștri. Și cei care nu Te cunosc, arată-te lor. Prin Cuvântul Tău și prin noi, modul cum trăim. Ajută-ne, Doamne, să fim lumină și să sfințim numele Tău, așa cum spunem în Tatăl nostru, să se sfințească numele Tău. Te rog să rămâi cu noi, să ne ierți păcatele noastre, să ne ierți scăpările noastre, să ne ierți necredința noastră, să ne ierți neîncrederea noastră, Tatăl Doamne. Te rog să rămâi cu noi. Cu cei dragi ai noștri, cu părinții noștri, cu copiii noștri. Noi Te slăvim, Te lăudăm și Îți mulțumim în numele Celui care a înviat. Amin. Amin. Te binecuvântăm, Tată, și venim să-Ți mulțumim pentru că ne-ai făcut mare har. Tu ai dat pe Fiul Tău unicul născut la moarte, Tu l-ai înviat în slavă și în mărire, dându-i stăpânire peste lucrarea mâinilor Tale. Noi suntem lucrarea mâinilor Tale și să mulțumim pentru că ai avut milă și îndurare față de făptura pe care Tu ai făcut-o și care a căzut în tetulhar. Știind că în neputința noastră și lemnile care le-am primit în această experiență, nu ne vedeau șanse să primim viața. Dar Tu ai trimis pe Bunul Samaritean să ne ridice, să ne pune pe asinul Său și să ne pune într-un loc în care Tu primești pe cei iubiți ai Tăi, unde Tu primești oaspeții Tăi. Îți mulțumim pentru că ne-o plătești zi de zi. Îți mulțumim pentru că ne vindești rănile și ne tămăduiești prin Iisus Hristos, dându-ne putere, mărindu-ne nădejdea și credința, pentru că într-o zi vom fi împreună cu Fiul Tău preobit pe care Tu l-ai înviat în slavă și în mărire. Recunoaștem că în această vale unde morții suntem încercați în felurite forme. Și mai departe, în trupul nostru am rămas neputincioși, dar Duhul Tău cel Sfânt, care călăuzește pe copiii Tăi și care le dă tărie, este pururea cu noi. Îți mulțumim pentru această putere pe care ne dai zi de zi. Îți mulțumim pentru că ne trimiți Cuvântul Tău și ne mărești credința și puterea de a nădăjdui în mântuirea trupului nostru. Recunoaștem că încălzirea pașii noștri s-au ținut de pașii Mântuitorului nostru.
dar tu, ca și un părinte binecuvântat, ne-ai mângâiat cu dragul tău, nu lăsind ca nicio oaie din turma ta să fie risipită, ci să o înghită vrăjmașul. Te rugăm mai departe să fii cum și ai fost la cârma vieții noastre, să binecuvântezi pe fiecare în mod deosebit. Tu știi din necazurile, din succesele, neputințele și greșelile fiecăruia. Să-i ungi cu un de lemnul tămăduitorul care este Duhul tău cel sfânt și să-i speli cu sângele sfânt al Iisus care stă la orice parte. Să-i ajuți pe fiecare ca să stea în picioare înaintea ta și să rămână statornic în credință până la venirea Fiului tău care ne va duce în veșnicii. Nădăjduim că tu ai dat viață veșnică ființelor pe care tu le-ai creat slăvit să fie în numele tău, Iisus Hristos. Te rugăm să ne asculți. Amin. Amin. Slava cinstea și a venit în vizina, că nu ne rugăm să ne ajute.